Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit un camion încărcat cu tuburi de azbociment furate. Ansamblul, format din cap tractor și o semire murcă, era condus de un cetățean român în vârstă de 45 de ani și transporta 18 tuburi de azbociment care au fost furate de la o societate din județul Tulcea. Au constatat polițiștii în urma verificărilor documentelor de însoțire a mărfii. Cercetările continuă acum cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Tulcea, iar în cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de infracțiune de furt